Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea. Încep știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Colegiul Național Pedagogic Carol I este gazda celei de-a patra ediții a MUT Curt Europe 2022. Arhitectul Dimitrie Ionescu Berechet, omagiat de Biblioteca Municipală din Câmpul Lung. Inter Câmpul Lung și CS Rucăr se luptă pe stadionul Nicolae Dobrin din Pitești pentru finala Cupei României, faza pe județ. Colegiul Național Pedagogic Carol I din Câmpul Lung, timp de o săptămână, va fi gazda a celei de-a patra ediții a concursului internațional de procese simulate MUT Curt Europe 2022. În acest moment, la Câmpul Lung, sunt peste 100 de oaspeți sosiți din cele 8 țări participante din afara României. Concursul de la Câmpul Lung se bucură de prezența unuia dintre cei mai cunoscuți juriști de drept internațional, profesor dr. Mișa Vladimirov, cel care s-a ocupat de dosarul liderului politic Slobodan Milošević. Anul acesta, Colegiul Național Pedagogic Carol I din Câmpul Lung a fost ales să fie gazda celei de-a patra ediții a concursului internațional de procese simulate MUT Curt Europe 2022. În anfiteatrul renumitei instituții de învățământ a avut loc deschiderea oficială a acestui concurs, la care participă elevi și profesori din Bulgaria, Elveția, Olanda, Polonia, Scoția, Slovacia, Statele Unite ale Americii, Zimbabwe și, bineînțeles, echipa de la Colegiul Pedagogic, condusă de avocatul Brândușa Popescu. La deschidere, din partea gazdelor, au fost prezenți primarul și viceprimarul municipiului Câmpul Lung și conducerea colegiului. Directorul Radu George a adresat un cuvânt de salut. Dragi oaspeți, stimați invitați, în calitate de gazdă, vă adresez mai întâi un bun venit în școala noastră, care se află într-un oraș istoric, renumit ca una din primele capitale ale țării românești. Vă primim cu brațele deschise și cu convingerea că vă veți bucura de ospitalitatea noastră. Din experiența proiectelor anterioare, am constatat că aceste întâlniri sunt un prilej deosebit de a vă cunoaște, de a lega prietenii durabile, care vă vor îmbogăți sufletește și vă vor da ocazia să contribuiți ca adulți la realizarea unei lumi a păcii, în care prietenia și colaborarea să fie coordonatele de bază. Concursul se va desfășura în 4 săli de clasă, dotate cu aparatura necesară pentru desfășurarea în bune condiții a competiției. Anul acesta, la Câmpul Lung, au sosit personalități importante ale vieții diplomatice, avocați, juriști și judecători prestigioși din Europa. Dintre aceștia, amintim pe profesor dr. Mișa Vladimirov, specialist în drept internațional, cel care a participat la mai multe procese pe care le putem numi istorice. Cât de mult credeți că le ajută acestor elevi mai târziu în viață acest gen de concurs? Well, the rule of law is always an interesting subject, and we see now in the Ukraine what happens if the rule of law is not abided by. So young people should learn that the law is a rule that is important for all of us, and they learn by a moot court what the meaning of this rule is. I think that's really important for everyone. When you are at school, you learn about a lot of things, languages and mathematics and so on. But you should also learn about the impact of society on yourself and what you can do for society. And there the law comes in. Statul de drept este un concept extrem de important și vedem ce se întâmplă în jurul nostru în acest moment în Ucraina, acolo unde statul de drept nu este respectat. Dumnealui consideră că pe lângă ceea ce învață în școală, elevii trebuie să conștientizeze și importanța impactului social și când vorbim despre impact social, vorbim și despre statul de drept și justiția internațională și aici intervine rolul acestui gen de proiect MUT Curt. Proiectul este unic în România și se adresează elevilor de liceu din întreaga lume. Inițiativa a fost lansată în premieră la Câmpul Lung de către Olanda și România în anul 2017, marcând împlinirea a 150 de ani de activitate a Colegiului Pedagogic. Cum credeți că va fi și cum vedeți dumneavoastră Câmpul Lungul și acest concurs? A,
Ah, about the outcome of the contest. That's interesting, but the most difficult question. I cannot answer this one, but I really look forward to attend the opening of this Moot Court Europe in Kampulung. I'm really impressed by the school and by all the previous editions, because this is already the fourth edition of the Moot Court. Deci, din păcate, nu poate să explice cum va fi rezultatul acestui concurs, dar în mod sigur este încântată de primirea din Câmpul Lung și mai ales de faptul că este a patra ediție a acestui festival, acestui concurs. Echipele vor dezbate un caz fictiv de drept internațional, jucând rolul apărării și al acuzării, exact ca într-un proces dintr-o sală de judecată. Participanții își vor susține cazul în fața unui complet de judecători format din juriști de renume mondial. Dotările tehnologice de la Colegiul Pedagogic vor permite o jurizare în format hibrid, o formulă eficientă prin care judecători din întreaga lume vor avea posibilitatea să fie prezenți în sală în timp real, alăturându-se completurilor de judecată. Cazul de drept penal internațional disputat la Câmpul Lung, procurorul împotriva lui Benedict Durand, se referă la un conflict între două state, Atar și Boscaria, în jurul unei alge cu proprietăți medicale. Proiectul Moot Court Europe 2022 este realizat și de această dată cu sprijinul guvernului de la Haga, fiind cofinanțat de către Ministerul Olandez al Afacerilor Externe prin ambasada regatului țărilor de jos în România. Un drapel de 103 metri a defilat pe străzile capitalei, purtat de elevi și profesori de la Școala Populară de Arte și Meserii din Pitești. Drapelul adus din Argeș a fost vedeta zilei și a fost apreciat de toți demnitarii care au venit să sărbătorească Ziua Drapelului. De Ziua Drapelului Național, reprezentanții instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Argeș au avut prezențe inedite care au atras atenția inclusiv la nivel național. Astfel, la invitația prefectului capitalei, Toni Greblă, peste 150 de elevi și profesori ai Școlii Populare de Arte și Meserii din Pitești și cercetași au participat la ceremonia oficială organizată cu prilejul Zilei Drapelului Național. Îmbrăcați în costume populare, elevii și profesorii Școlii Populare de Arte și Meserii au purtat tricolorul uriaș de 100 de metri în centrul capitalei. Este același drapel care a fost dus în cele mai cunoscute puncte din Argeș. Printre participanți s-a numărat și Mihnea Negru, cu rădăcini din Lerești, care a purtat cămașa străbunicului său, pictorul Ion Negru. O prezență emoționantă a fost cea a generalului în rezervă Octavian Leru, veteranul de război în vârstă de 103 ani, căruia Alexandra Neagoe i-a pus și cocarda special concepută pentru acest eveniment. Mulți ani la rând a existat o preocupare generală să se distrugă atașamentul omului de rând față de pământul natal, aprecierea, respectarea tradițiilor, a istoriei, a limbii, a culturii, însă nu au reușit deocamdată. Noi, la Școala Populară de Arte și Meserii din Pitești, ne străduim să învățăm pe copiii noștri să-și respecte țara, să-și iubească țara, să-și cunoască istoria și mai ales să-și o cinstească așa cum se cuvine, să o reprezinte cu demnitate și cu onoare. Un drapel a fost urcat de Cristian Toma și Dragoș Onea de la Serviciul Salvamont Argeș pe acoperișul României, vârful Moldoveanu. 6 iunie 2022, împreună cu Dragoș, am ajuns pe acoperișul României, vârful Moldoveanu, 2544 metri altitudine. Iubim România, iubim poporul român, slujim drapelul național. A fost modalitatea prin care salvamontiștii argeșeni împreună cu jandarmii montani și-au manifestat loialitatea pentru drapel.
Primarul din Călinești a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii argeșeni, urmând să fie dispuse măsuri preventive. Se pare că edilul ar fi abuzat de funcția pe care o deținea în scopul de a obține favoruri de la o angajată. Primarul unei comune din Argeș a fost reținut într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de folosire abuzivă a funcției în scopul obținerii de favoruri sexuale. Ca să treacă o angajată pe altă funcție, i-a spus să stea cu el atunci când îi cere. Femeia l-a înregistrat și discuția lor a apărut în spațiul public. Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Argeș, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Topoloveni, au continuat cercetările și au deschis un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de folosire abuzivă a funcției în scopul obținerii de favoruri sexuale. Așa că l-au reținut pe primarul de 53 de ani din localitatea Călinești. În data de 27.06.2022 s-a dispus efectuarea în continuare a urmării penale față de un primar de la o comună de pe raza noastră de competență pentru săvârșirea a două infracțiuni de folosire abuzivă a funcției în scop sexual, respectiv cea prevăzută de articolul 299 alin 1 din codul penal și cea prevăzută de articolul 299 alin 2 din codul penal. Ca și situație de fapt, s-a reținut că în prezent există bănuială rezonabilă că în perioada 29.10.2021, 24.05.2022, persoana suspectă, în calitate de primar a unei comune, profitând de situația de autoritate și superioritate asupra persoanei vătămate, a pretins în mod repetat favorul de natură sexuală de la aceasta. De asemenea, s-a mai reținut că la data de 24.05.2022, aceeași persoană suspectă, în scopul de a angaja pe persoana vătămată, în cadrul cabinetului primarului, a pretins de la aceasta favorul de natură sexuală. Din cercetări s-a stabilit că în perioada octombrie 2021-mai 2022, primarul, profitând de autoritatea asupra femeii și de dorința ei de a obține alt post, i-a pretins favoruri de natură sexuală. Luni 27 iunie, primarul a fost reținut pentru 24 de ore pe bază de ordonanță, urmând ca să fie dispuse măsuri preventive. În aceste zile, mai precis pe 1 iulie, se împlinesc 53 de ani de la trecerea la cele veșnice a arhitectului Patriarhiei Române, mușceleanul Dimitrie Ionescu Berechet. Cu acest prilej, Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung îi aduce un omagiu, prezentând fotografii ale clădirilor și monumentelor proiectate de acesta. Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung îi aduce în această perioadă un omagiu celui care a fost arhitectul șef al Patriarhiei Române, Dimitrie Ionescu Berechet. De numele lui se leagă o serie de clădiri și biserici care poartă amprenta muncii sale. Este de ajuns să amintim clădirea de astăzi a primăriei, mausoleul de la Mateaș, școala gimnazială Oprea Iorgulescu, liceul de fete, clădirea din centru a colegiului tehnic, gardul grădinii publice, clădirea protoieriei, vila Iancu Anastase, ca să amintim doar câteva din realizările marelui arhitect. În urmă cu ceva timp, la Câmpul Lung au fost scoase prin grija nepotului său câteva albume de fotografii care adună între copertele sale întreaga opera arhitecturală din mușcel a acestui câmpulungean. În perioada 28 iunie-1 iulie, expoziția de publicații din cadrul Bibliotecii Ion Barbu din Câmpul Lung este dedicată arhitectului Dimitrie Ionescu Berechet. Acesta, născut în 1896, este al nouălea copil al negustorului Nae Ionescu Berechet. Pe linie maternă se înrudea, se descindea într-o familie de moșneni și orășeni, dintr-un neam de preoți care au slujit la Bisericile Sfântul Ilie Sfânta Vineri, iar mama sa se înrudea pe linie maternă și paternă cu familia pictorului Ioan de Negulici și cu a dramaturgului Tudor Mușatescu. Dimitrie Ionescu Berechet a participat și în primul război mondial din 1917 și abia în 1922 a absolvit Școala Superioară de Arhitectură din București, urmând ca în anul 1930 să fie numit arhitect șef al Patriarhiei Române, care funcție pe care a deținut-o până la pensionarea sa în anul 1963. A participat ca membru în o serie de comisii privind monumentele istorice și a participat la restaurarea la unui număr impresionant de lăcașuri de cult, precum Mănăstirea Cernica, Mănăstirea Căldărușan, Plumbuita. Se estimează că portofoliul său a conținut peste 450 de proiecte care s-au desfășurat în peste 150 de localități din România. În orașul natal, în Câmpul Lung, a realizat peste 80 de lucrări.
publice, printre care menționăm aici cele mai cunoscute: Primăria Câmpul Lung, fostul sediu al Prefecturii de Mușcel, Școala Opera Ergulescu, Muzeul de Etnografie Câmpul Lung, precum și, și alte vile și monumente din zona orașului. Pentru întreaga sa activitate de arhitectură a fost primit o serie de decorații, dar a primit și Coroana României în grad de ofițer pentru întreaga sa activitate. Rămâne unul dintre arhitecții marcanți ai arhitecturii românești, dar și o personalitate importantă a municipiului Câmpul Lung. Cei care vor să se intereseze de opera și de zestrea lăsată Câmpul Lungului de arhitectul Dimitrie Ionescu Berechet o pot face prin vizualizarea imaginilor și a informațiilor primite de la specialiștii bibliotecari. Însă, o parte dintre clădirile proiectate de arhitect pot fi admirate și astăzi, nu numai în imagini, ci și fizic. Miercuri 29 iunie, de la ora 18, pe stadionul Nicolae Dobrin din Pitești, se desfășoară finala județeană a Cupei României la fotbal. Învingătoarea jocului dintre CSR Lucăr și Inter Câmpul Lung va intra în noul format al competiției, care debutează săptămâna viitoare. Stadionul Nicolae Dobrin din Trivale găzduiește miercuri 29 iunie, cu începere de la ora 18, finala pe județul Argeș a Cupei României la fotbal. Cele două protagoniste sunt aceleași formații care s-au luptat până în ultima etapă a sezonului recent încheiat pentru câștigarea campionatului în Liga a 4-a. CSR Lucăr nu s-a oprit însă aici și a reușit performanța de a câștiga și dubla partidă din barajul de promovare în Liga a 3-a, în dauna celor de la Dunărea Calafat. Ironia sorții face ca, în cazul în care echipa fraților Jenaru câștigă finala județeană, peste doar două săptămâni, în ultimul joc din faza regională, echipa reprezentând județul Argeș se joace tocmai cu Dunărea Calafat. Noul format al Cupei României începe cu faza regională, iar în prima etapă, regiunea 5, din care face parte și județul Argeș, este împărțită în două grupe de câte trei echipe. În grupa 1 sunt reprezentantele județelor Vâlcea, Olt și Dâmbovița. Roberto Ziduri, câștigătoarea fazei județene din Dâmbovița, joacă pe 6 iulie în deplasare cu Oltul Curtișoara. În grupa 2 sunt repartizate echipele câștigătoare ale Cupei României din județele Dolj, Teleorman și Argeș. Așadar, Inter Câmpul Lung sau CSR Lucăr are programat primul joc tot în data de 6 iulie, în deplasare cu reprezentanta județului Teleorman, Turis Turnu Măgurele. Câștigătoarele grupelor vor juca finala regiunii, iar echipa câștigătoare va primi trofeul Cupei României pentru regiunea respectivă și se va califica în faza următoare a Cupei României. Jocurile din cadrul grupelor fazei regionale a Cupei României vor avea loc în zilele de 6, 9 și 13 iulie, cu începere de la ora 18, iar cele din cadrul finalelor vor avea loc în data de 16 iulie, cu începere de la ora 17:30, pe terenuri neutre, ce vor fi anunțate ulterior de Federația Română de Fotbal. Sâmbătă și duminică, 25-26 iunie, la Mioveni s-a desfășurat etapa a doua a campionatului național de rallycross. RB Racing, deși a fost singura echipă care a participat doar cu piloți juniori, a făcut o figură frumoasă, clasându-se pe locul 3 al clasamentului pe echipe. În cadrul etapei a doua a campionatului național de rallycross, desfășurată în weekend de la Mioveni, RB Racing a participat cu o echipă formată din piloți foarte tineri, printre care și doi debutanți. Cu toate acestea, dar și confruntați cu o serie de probleme tehnice, tinerii piloți mușceleni s-au descurcat mai mult decât onorabil. Mircea Șerbănescu, unul dintre debutanții în acest campionat, a ocupat locul 3 la juniori 1. Radu Nicolae a realizat un rezultat excepțional, situându-se pe locul 3 la junior 2. Iris Muscalu, după mai multe peripeții cauzate de câteva accidente, din care mașina a ieșit destul de șifonată, a ocupat locul 4 la juniori 1, situându-se în același timp pe locul 3 la clasa femina. Teodora Merlă s-a clasat pe locul 4 la junior 2 și a ocupat prima poziție la clasa femina. Un alt debutant în acest campionat, Bogdan Toma, s-a clasat pe locul 5 la junior 2. Talentatul pilot Rareș Șain s-a clasat pe locul 6 la junior 2, după ce în prima zi de concurs, după doar două ture, i s-a spart motorul.
Echipa de mecanici alcătuită din multiplul campion Gică Ticuță și fratele său Mădălin merită toate aprecierile pentru efortul depus pentru a reuși înlocuirea acestuia în vederea startului de duminică. Însă, în finală, un bolovan a pus capăt unui weekend nu foarte fericit. David Nedelcu s-a impus la clasa H1 în fața unor piloți cu 10 de ani de experiență în astfel de curse, ocupând locul întâi la finalul acestei etape. Din păcate, Andrei Marinoiu de la clasa H2 a fost trădat de cutia de viteze încă din prima zi de concurs. Aceste rezultate au dus echipa pe locul 3 la final, RB Racing fiind singura echipă reprezentată doar de juniori, ceea ce vorbește de la sine despre faptul că zona Câmpulungului este o adevărată pepinieră de tineri antrenați și pregătiți în sporturile cu motor. De menționat este și vizita făcută de vicepreședintele Federației Române de Automobilism Sportiv, Cătălin Nicolaescu, mereu alături de Rallycross și de președintele Noris Măgeanu. Acesta a discutat cu tinerii sportivi, fiind foarte mândru de școala de la Câmpulung, oraș din care și el provine. FC Argeș a remizat 2-2 cu KSF Kaffenberg, ocupanta locului 11 din Liga a doua din Austria în cel de-al doilea test de verificare din cantonamentul montan, ultimul din Austria. Pe 1 iulie, albioleții vor pleca într-un stagiu de pregătire de 8 zile la Valea Iașului. În confruntarea disputată pe Naturpark Arena Polauberg, în fața austriecilor de Liga a doua de la Kaffenberg, antrenorul Andrei Prepeliță a împărțit lotul în două echipe pentru a vedea potențialul tuturor jucătorilor pe care îi are la dispoziție. Austriecii au deschis scorul după 13 minute prin Matthias Puschl, însă bucuria gazdelor a fost de scurtă durată, Bertrand restabilind egalitatea cu un șut la colțul lung. Albi-violeți au trecut în avantaj în minutul 32 prin reușita lui George Ganea, care a finalizat cu un șut la colțul scurt un contraatac fulger. Scorul final a fost stabilit de Mohamed Kone în minutul 78 al întâlnirii. Piteștenii au încheiat duminică seara cantonamentul din Austria, urmând ca pe 1 iulie să plece la Valea Iașului pentru un stagiu de pregătire de 8 zile. FC Argeș a jucat în prima repriză în următoarea componență. În poartă Straton, linia de fund Iacoliș, Turda, Sestor, Viana, în fața apărării Șerban și Rainov, mijlocaș Bertrand, Donisa, Covaci, în atac George Ganea. În a doua parte a jocului, pentru FC Argeș au evoluat. În poartă Grab, linia de fund Tofan, Dobrosavlevici, Marius Constantin, Latovlevici, în fața apărării Meza, Coli și Niche, mijlocaș Ișfan, Calcan și Hațegan, iar în atac Celestin. Andrei Prepeliță, antrenorul lui FC Argeș, a declarat: a fost un antrenament bun, suntem într-o perioadă de acumulări fizice, iar când vom avea prospețime, vom arăta mult mai bine. Am avut antrenament și în această dimineață, iar oboseala se resimte. Am folosit toți jucătorii pe care îi am în lot. Bertrand, Donisa, Niche și Celestin, ultimii veniți, au demonstrat că au calitate, iar când se vor integra în angrenajul echipei, vor arăta și mai bine. Mai avem nevoie de 2-3 jucători pentru a completa lotul și sper să îi aducem cât mai repede. Mâine avem vreme frumoasă și călduroasă în județul Argeș, cu temperaturi ce se vor încadra între 27 și 35 de grade Celsius. În nordul județului avem 27 de grade la Nucșoara, 30 de grade se vor înregistra la Domnești, 32 de grade avem la Vlădești, iar la Câmpulung 29 de grade Celsius. Și în sudul județului avem temperaturi ridicate de 34-35 de grade Celsius. De asemenea, la Pitești va fi foarte cald. Termometrele vor indica valori de până la 35 de grade. Și în județul Dâmbovița avem vreme frumoasă și aceleași temperaturi ca și în județul Argeș. Acestea se vor încadra între 27 și 35 de grade. În nord avem valori cuprinse între 27 și 31 de grade Celsius, iar în sudul județului avem 32-35 de grade. Vreme frumoasă și călduroasă avem și la Târgoviște, cu temperaturi de până la 35 de grade. La noapte cerul va fi senin la Câmpulung, iar temperaturile se vor încadra între 16-17 grade. Mâine și poimâine avem vreme predominant frumoasă la Câmpulung, cu temperaturi de până la 29 de grade Celsius. Joi e posibil să cadă câțiva stropi de ploaie. Iar vineri, temperaturile mai scad puțin, până la valoarea de 26 de grade Celsius. Atât pentru astăzi. Eu vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme.
Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În continuare, vă invit să urmăriți emisiunea Credință Creștină. Să aveți vizionare plăcută și o seară frumoasă. La revedere!